Studio 66. Eli, Marc Vreanțu, George Hora. Da, fiecare face ce vrea. Hai! Idei care capătă preabstracte forme ca Mircea Badea, pășesc pe juridice norme, nu-s pe TV, dar mai des în boxe și căști, prin timpanul derbedeilor ce zac prin găști. Acum adun lume, adun pe bune, o adun să facă spume, să-și facă de cap, să țipe și să tune. Nu prea am timp de șagă, că trece repede. Timișoara reprezinte arșe, Eli rap TV. Păi stai puțin să înțelegi, ne poate. Eu n-am rugat pe nimeni să îmi care crucea în spate. Român fiind, am fost antrenat să trec de toate, de la clasa de jos până la înalta societate. Am prieteni împrăștiați prin diverse state, tripați să culeagă bani, nu mai țin cont de păcate. Lor nu le place munca, dar s-o ocupați cu de toate. Numără sume murdare cu palmele curate, România, frate. Și fiecare face ce vrea, mă simt străin în țara mea. Aș vrea să pot să schimb ceva, chiar nu mai suport. Mă simt ca un prost, pentru banii mei trebuie să lupt cu ei. S-au golit orașe pe rând, eu vă zic pe cuvânt că-i sfânt acest pământ. Dar-i condus de corbi, Doamne, tu nu-i vezi, acum te strig. E atât de rece încât cred că o să mor de frig. Bă, mie mi-ajunge, nu mai vreau să îndur. M-am săturat de șer, plec dincolo să fur. Tu nu dai doi bani pe anii mei de școală. Ai fărâmat vise clare și albe ca o poală. Fețe, fețe, ce-au rămas prin țară, le apare zâmbetul pe chip precum o floare rară. Păi sigur ne ajunge, vom schimba ceva chiar dacă e necesar să ne pătăm cu sânge. Europa lovită de tir, plânge la fel de frumos ca naiul lui Zamfir. Și știi că nu mă mir când o aud bocind în hohote, că nevoile ne fac de sângele să fiarbă în clocote. Printre tropote de străini, românii-și fac avere, fac necaz doar să-și facă cinste cu o bere. România stric și eu te iubesc, ce mai trebuie să fac doar ca să mă ajut să crez? Hoții aleșii noștri paristeți își ascund originea ca albastru de voroneț. Eu mă calmez mirosind un trandafir, văd tot prin lupă la fel ca n-aie caranfil. Și fiecare face ce vrea, mă simt străin în țara mea. Aș vrea să pot să schimb ceva, chiar nu mai suport. Mă simt ca un prost, pentru banii mei trebuie să lupt cu ei. De televizor ca și conținut de informații, este evident că te pun în aceeași oală cu toți ratații care zic wow la ineditul cel fără temei, care după emisiuni gen pariu că știu le-ar bate pe femei și râd cu spume la spoturi gen țara lui Andrei. Dar sunt ok cu știrile violente care n-au treabă cu cei ce au coloană vertebrală, bun simț și cultură, care zic că ești de prost gust, dar nu te faie de capul meu. Am pierdut trima, asta e, merg mai departe în pași de tango, Fredon în gardel întreaga noapte ca un sunet între șoapte. Nu sunt eu, nu mă intrigă, mie îmi place să râd în șoaptă de cei care strigă. Trăim în România și e greu, suntem bătuți de Dumnezeu cu parul, de parcă nu dăm noi cu zarul. 6-6, Vreanțu stă de 6 în studio 66. Știi că noi cântăm pe mese, de fapt pe mase. Respect absolvenților ai școlii de hip-hop, noroc celor ce dau rock cu vecinii de la bloc. Respect pentru băieții cu barba, pa, 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 pa. Pipa e dezbracă, nu fă sex cu muzica. Yeah, wow. Și fiecare face ce vrea, mă simt străin în țara mea. Aș vrea să pot să schimb ceva, chiar nu mai suport. Mă simt ca un prost, pentru banii mei trebuie să lupt cu ei.